hai să nu trecem prin tema. Considerăm că ne-am văzut. Da. Ia, un loc, te rog, explică Dianei lângă această, să stăm cu, confortabil lângă masa cu păr. Dar sunt oițele noastre preferate. Avem și noi turma oițe, noastră. Ai spus? Oițe. E riscant cuvântul ăsta. Zine... Mai ales că zic că sunt ale noastre preferate acum, nu știu ce. Asemănarea dintre ceapă și doamnă, vreau să o aud. Nu este o vorbă spusă de maestrul Dinic, așa cum spuneam, la o întâmplare cum era dânsul extrem de haios, nu? A venit o doamnă și l-a salutat și zice, oh, gen, ce mână rece aveți, doamnă, să veniți la vară să-mi țineți mâna pe șpriț. Și ce bune. Cam de acolo e suportul divin, nu? Adică pe moldovenești e divin. Divin. Adică, divin. Dar altfel, uite-te și tu la colegele tale, sunt divină amândouă. Da, și ele mă mai fac din când în când. Am zis divină, trebuia să spun divine, pardon. Divine. Asta e piesă de pe preclasic, nu? De pe preclasic, da. Un album pe care l-am lansat anul trecut și care, spre bucuria mea și eterna mea recunoștință față de public, a fost ales albumul anului 2018. A 2017, pardon. Ce fain! Pentru că suntem între prieteni, vreau să te întreb ceva. Am citit undeva că ai declarat la un moment dat că fără prieteni ai fi fost un om terminat, adevărat? Da. Păi, eu cred că suntem suma definițiilor pe care o regăsim în privirile oamenilor care ne înconjoară, mai ales dacă sunt prieteni. Că am zis privit imediat acolo. Se filmează, stai să vezi. Am ochi frumoși și azi. Mă vezi, mă vezi? Dar te-a dezamăgit vreun prieten vreodată? Absolut. Ține de viață și nu trebuie să ții cu dinții de o întâmplare în situația... Eu zic așa, hai să nu forțăm uși deschise. Da, da, corect. Știi cum e că crești? Eu sunt de părere, sincer să fiu, cu oamenii, de fapt, nu se schimbă niciodată, doar redevin și ar fi trebuit să fie. Diferența o face faptul că suntem luați în vârtejul ăsta cotidian și atunci ne cam depărtăm de ce suntem noi cu adevărat. Pe măsură ce ne relaxăm sau, știu eu, înaintăm în vârstă, toate acele atenționări care ne sună clopoței de alarmă când ar fi să facem ceva care nu corespunde social unui ok general acceptat, se degajează, se relaxează puțin și atunci devenim ce suntem noi. Eu nu cred că oamenii se schimbă cu adevărat, redevin ce sunt. Da. Eu cred că se reîntorc la ce sunt cu adevărat și unii, din păcate sau mă rog, ăstea nu sunt ce trebuie. Pe lângă faptul că te ia viața, ai treabă. Nu, prietenii nu pot înțelege că nu poți să mai fii la ora... Da. X la ei sau să răspund la telefon, pentru că uite, suntem în direct sau sunteți în direct, de ce nu mai răspund la telefon? Ați ajuns vedete și voi, nu mai răspundeți la telefon, te duce viața pur și simplu. Ai adevărat, că... răspund și după ani de zile la orice oră. Așa este. Da, și nu se supără când le returnezi. Sunt, într-adevăr, ca fiecare dintre noi, cred că toți avem. Și noi avem o prietenă bună în stânga aici, Ramona, pe care o punem să întrebe lucruri pe care nu vrem să le întrebăm noi. Bravo, Florin, am mai multe curiozități. E bine, pe post de făcăleț. Înălțimea oare. Eu știu că încă prăjină mi se mai spune, dar na, asta este. Dar nu pute. Era prea personal asta cu prăjina, da, asta, asta cu colegii. Nu mă supăr, poți să fii personal cu mine oricând. Mă, făcălețul se folosește la frăgezit în general. Bine că e prăjină. Prăjina doar, prăjina doar te ferești de sârme, cum ar fi. Sau de moldoveni, nu știu cum se zice la voi. Dar eu știu că încă nu v-ați însurat. Așa. Și încerc să aflu care este... femeia ideală pentru dumneavoastră și încerc să fac un oarecare, o oarecare combinație. Așa că, dacă am o singură pretenție, trebuie să aibă capul fix între urechi. Asta e perfect. Nu accept excepții de la regula asta, da. Uh-huh. Altfel ar suna ciudat, să știi. Verificați-vă și, toate. Și cine s-ar potrivi și picioarele așa? Până în pământ, mamă. Da, dar cine s-ar nu neapărat atât de lungi. Cine s-ar potrivi deși... din showbiz cu... Din showbiz? Astea, dacă păi dacă e un dement în măcar casă, trei, un top așa. Nu. Nu, 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 nu. Astea sunt cinci? Informații privilegiate. Sunt cinci, dacă nu? Dar nu e... Păi iubi, știi cum e, că e greu iubi. Să ții, da. Mai găsit-o pe iubi. Ce mă întreabă pe mine lumea, da. De Dana. Iubi ce face, unde e? Păi, da. Trăiește? Uite, la unii sunt iubi, la ceilalți fiecare fată are numele ei propriu personal și netransmisibil, se cheamă Dana, indiferent de numărul lor. Și atunci nu. Toate trebuie să aibă picioarele până în pământ. E greu să găsești o iubi așa cum vrei tu în zilele noastre? Oh, nu, mai ales în zilele noastre, nu. O iubi
copii așa cum vrei tu? Da. Da, deci... da, totul e să nu te întorci prea curând, prea devreme acasă. Sau na, nu știu. S-a inventat și alea la, cu telefonele. La general, să zicem că rămânem doar la picioare lungi și capul între urechi și cam atât sau mai și mult? Și punem pământ picioarele. Da. Pământ. Adică e suficient un aerian într-o casă, în situația în care sunt doi, ne apucăm de fotbal și nu... Mai am o curiozitate. Cum ar trebui să înțeleg versul un arici pe un câmp de maci? Dacă vreți să spun varianta oficială, oficială. Este de fapt visul unei fete foarte dragi, nu o să vă lui numele pentru că... Adică pot să vi-l spun, dar după aia trebuie să vă împușcă, ține de securitate națională. Cum să spun, aveam la un moment dat niște discuții și când lucrurile deveneau mai fierbinți așa, se făcea ca un arici, știi cum sunt? Și zic, ce tare ce-și mă așa? Și după multă vreme îmi spuneați, nu sunt obișnuită cu genul ăsta de discuți. Toată lumea e destul de fățarnică, destul de ascunsă după genul ăsta de politețuri fade și lipsite de orice profunzime. Și atunci zice, sunt așa, mă făceam. Și asta e un, eu tot așa visa că este o poveste de dragoste. Este un cântec scris la rugămintea lui Marius Tucă Show, Marius Tucă, pentru campania lui da, Vada, că ești aici. E clar că nu i-a reușit și campania cum mai citește o carte. Ok. Ok. Păi rămâneai în Barcelona să citești auia niște biblioteci acolo, mă, mamă. Dar noi, domnule, rostul Ramonei cu Florin Chilian. Da, da, ce să zic. Unde te vedem în următoarea perioadă? Să vină iubii să te vadă. Vor fi două evenimente, unul acum pe 9. Da. Vom încerca să ajutăm militarii noștri, veteranii și cei ce s-au întors din teatrele de operațiuni. Lângă Târgoviște se va face acolo... Încercăm, de fapt, să ajutăm la construcția unui centru de recuperare al ostașilor noștri, al veteranilor care au luptat. Nu povestesc cu bucurie despre întâmplarea asta, pentru că luptăm sub steaguri străine, știi, și pe pământuri care nu, da. Și mai asta e pe 22 este... ceva, nu? Și pe 22 o să-l pun pe Ciutacul la vânzare. Uh-huh. Îl scol la licitație. Este pentru un copil care deja și-a dus prea multe războaie. Da, sunt două concerte caritabile. Și acesta de pe 22 de la, din Parcul Tineretului de la Cafeneaua Actorilor începe în jur de 8:30. Toți banii se vor duce acolo la copilul acesta care, așa cum am spus, are, din nefericire, a avut parte de mult prea multe războaie. Și este și acum în Germania, urmează o a treia operație, ne-a ajutat și domnul Becali și mulțumim pentru, cu 20.000 de euro ne-a ajutat. Foarte este, din păcate, un efort care va trebui susținut și dacă intrați la mine pe pagina, acolo sunt toate datele concertului, sunt conturile unde se pot dona bani pentru copilul, pentru Sebastian. Florin, și a fost ideea lui Victor. Ciutacul ăsta cu inima. Pagina de Facebook o aveți în față, trebuie doar să mergeți și să vreți să faceți o faptă bună. Florin Chilian, mulțumim frumos. Mulțumim, vă mulțumesc și eu pentru invitație.